Renascentiștii au spus că arhitectura evului mediu, de la catedralele gotice până la bisericile noastre construite de domni, de la Ștefan cel Mare, să spunem, până la Petru Rareș, când s-a ajuns la faimoasa pictură, sunt niște mărturii ale nepriceperii oamenilor, care nu mai știau să facă temple în stil doric, ionic și corintic, cum făceau anticii. Nu e adevărat. Nu e nepricepere. E chiar mai multă pricepere, pentru că o biserică creștină de acest fel presupune mai multe cunoștințe tehnice decât în antichitate ca să faci un templu grec cu unghiuri drepte. Gândiți-vă la bolți. Cum au boltit ai noștri în evul mediu bisericile din țara românească, Moldova și Transilvania? Și cum cade greutatea pe patru stâlpi și cum se încheie printr-o cheie de boltă, fără să aibă calculatoare, au făcut acest lucru. Bazându-se pe mecanisme simple, pârghie, scripeți, plan înclinat, făcând desene, deși erau unii semi-analfabeți, și încercând să calculeze forțele care acționau, și-au făcut-o așa de bine încât au trecut zeci de cutremure peste aceste construcții și ele rezistă până astăzi. Asta înseamnă evul mediu. Broderiile care se făceau în mănăstiri, cărțile care se scriau, copierea de manuscrise, miniaturile din manuscrise, sunt opere de artă ca și operele de astăzi. S-a schimbat gustul, s-au schimbat valorile, dar lumea medievală a creat. Așa că să spui astăzi barbarie medievală înseamnă ignoranță, în primul rând, pripeală și orientare greșită a celor care te ascultă, care continuă să perpetueze acest clișeu. Ar trebui să fim mai atenți, să ne uităm ce vizităm, ce valori ne plac, ca simpli turiști. Dacă ne ducem în Occidentul Europei, în primul rând vedem Catedrala orașului, care poate să aibă opere de maestru, făcute pe la 1500, adică la finalul evului mediu. Uitați-vă care sunt locurile cele mai vizitate în România, turistic vorbind. Este nordul Moldovei, cât a mai rămas la noi, cu faimoasele biserici, cu pictura interioară și exterioară, Maramureșul pentru bisericile de lemn. La Brașov toată lumea se duce să vadă Biserica Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, ctitoria atâtor principi ai țării românești și Moldovei, la București, dealul Patriarhiei. Deci monumente care arată o legătură cu lumea medievală, ceea ce înseamnă că gustul omului n-a pierit.